Mă numesc Mariana Ciobanu și sunt profesor de informatică la Liceul Teoretic Gheorghe Sachi. Astăzi, noi vom continua cu învățarea următoarelor elemente de web design și anume liste. Să analizăm tipurile acestora. Deci, avem liste neordonate, desemnate prin etichetele UL. Unordered HTML list. Ele vor fi utilizate atunci când elementele liste nu sunt subordonate ierarhic. Listele ordonate, desemnate prin etichetele OL, Ordered HTML list. Acestea deja vor pune numerotare elementelor listei. Și următoarele sunt listele de definiții, desemnate prin etichetele DL, Description list. Și ele sunt utilizate atunci când vom scrie glosare, explicarea anumitor termeni în format electronic. Trecem la explicarea fiecărei și începem cu liste neordonate. Deci, după cum am spus, etichetele de început și sfârșit sunt UL, iar etichetele care marchează elementele listei sunt LI. Acestea, fiți siguri, dacă îi lipsește eticheta de sfârșit, nu va semnala o eroare. Atributul care poate fi utilizat atât la eticheta UL cât și la eticheta LI este type și are una din aceste trei valori, disc, circle sau square. Să vedem cum formăm liste neordonate. Vom începe cu un text de nivelul 3 a titlului. După care definim prima listă și anume ceea ce am învățat data trecută. Și anume, titluri, respectiv linii orizontale și stiluri. Următoarea listă vom stabili ce fel de stiluri am învățat. Stiluri fizice cu tipul square și stiluri logice. Următoarea listă are atributul type egal cu circle. În el vom defini ce stiluri fizice am învățat. Text îngroșat, nu uităm de diacritice, să scriem codul acestora, respectiv text înclinat, după care text subliniat. Nu uităm să închidem corect toate tagurile și să salvăm cu care extensie? Desigur, HTML. Vizualizăm într-un program de navigare rezultatul obținut. Așa. Deci toate tipurile de liste. Edităm în programul de navigare, în cazul dat eu aleg Notepad. Facem liste imbricate, listă în listă. Deci specificăm stilurile în eticheta stiluri, iar tipurile stilurilor la stiluri fizice. Și avem un rezultat. Următoarea listă este lista ordonată. În cazul dat întâlnim aceeași etichetă LI, dar eticheta de început și sfârșit deja este OL. Atragem atenția! Valorile atributului type sunt altele. Este 1 arab, sunt literele A mare și A mic ale alfabetului latin și cifrele sistemului roman de numerație I mare sau I mic. Dacă noi nu utilizăm atributul type, de fapt va fi numerotat cu cifre arabe. În caz că noi în listă
Vrem să începem cu o altă valoare decât 1, prestabilită, sau A sau I mare. Deci, noi vom utiliza atributul start, în care indicăm un număr întreg. Fiți atenți! Dacă lista este numerotată prin literă, nu indicăm litera, ci un număr întreg, valoarea acestea în alfabet. Să trecem la un exemplu concret de liste ordonate. Formăm codul HTML, deci scriem etichetele necesare, așa, specificăm în corp liste ordonate, în primul fără niciun atribut. Primul element, ce propuneți? Să zicem sectoarele Chișinăului. Așa. Următoarea listă vom specifica atributul type și formăm o altă listă. Următoarea listă definită de noi va fi o listă cu două atribute, type și start. Și vom lua ceea ce cunoaștem noi cel mai bine, disciplinele școlare. În primul rând, geografia, așa, a doua, matematica și a treia, chimia. Închidem toate etichetele deschise în ordinea corectă, după care salvăm codul HTML cu ce extensie? Desigur, HTML. Și vizualizăm rezultatul. Așa. Ce modificări propuneți? Să zicem, să formăm un nivel de titlu, nivel de titlu 3. Să schimbăm culoarea fundalului. Dar acest titlu îl păstrăm doar pentru prima listă, ca să observăm rezultatele diferite. Deci, am obținut ceea ce am scris. Și următorul tip de liste este lista de definiție. În el se specifică etichetele de el. Pentru a determina un termen, cuvântul sau mai multe, precedăm de eticheta DT, iar însăși definiția, explicația acestui termen, o precedăm prin eticheta DD. Să trecem la un exemplu concret. Deci, liste de definiții. Iarăși începem un cod HTML în care vom determina serviciile internet. Primul termen, telnet. Descriem acest termen cu precedat de eticheta DD. Nu uităm de diacritice. Următorul termen, serviciu FTP. Și iarăși îi punem descrierea cu eticheta DD. Următorul termen, cunoscut de toți, este serviciul
www. Și descriem și acest termen. Este informația prezentată în formă de pagini web. Închidem lista de definiții și apoi toate etichetele care le-am mai deschis. Salvăm! Nu uită, extensia HTML. Vizualizăm rezultatul și să nu vă temeți. Dacă ați comis vreo eroare, se corectează. Deci, intrăm în editorul de texte și facem corecțiile necesare. Mai adăugăm literele care lipsesc și mai corectăm careva coduri. Așa. După care, salvând, noi vedem deja rezultatul mult așteptat. Și dacă tot am creat liste, ordonate, neordonate, liste de definiții, dar găsim aceste forme în site-uri adevărate? Să accesăm site-ul Bibliotecii Naționale Digitale, care în rubrica Colecții găsim o listă ordonată, iar în rubrica de asemenea și Cataloge Online, două liste neordonate. Noi astăzi am trecut un material, sper care să-ți ajute. Ți-a fost interesant? Sper că da! Găsește timp pentru a utiliza ceea ce ai învățat la lecție pentru a crea site-ul tău propriu. Și formează liste ordonate, neordonate, imbricate și de ce nu liste de definiții. Mult succes!